Doamnelor și domnilor, un moment absolut superb cu aceste două tinere domnișoare. S-a făcut pariu în regie. Veniți încoace, că sunt gemene, dar... Nu sunt gemene, ele sunt surori. Ea este Eva Căluță și Teodora Căluță. Sunt care e mai mare? Da? Câți ani ai? 10 ani. 10 ani. Și tu? 7. Doamne Dumnezeule, cum a putut mămica ele poate sunt... să vă facă... Doamne, deci fețele aceiași foi. E normal că sunt surori, dar să știi că la balet trebuie să fii geamăn cu cel cu care dansezi. Știi, în dans trebuie să te potrivești așa de mult cu cel cu care dansezi, încât să fii perfect. Da. Ele nu se potrivesc la, nu știu, la matematică, la alte. Fiecare are pasiunile ei, da, evident, așa, nu? Da. Bun, da. Foarte frumos, felicitări. Oana are o aniversare, doamnelor și domnilor, o știți. Salutări de la Tudor pentru elful tău de acasă, băiatul. Știi că îi zice că e ca un elf, e foarte jucăuș băiatul tău. Da, și sunt bun prieten, ar trebui să se vadă mai des. Ar trebui să se vadă mai des, ne-am promis, dar n-am reușit să le ținem. Multe lucruri în comun, avem și noi un cățel și avem subiecte în comun, așa că cu siguranță ne vom revedea. Ați urmărit mai devreme un moment din film Algarde, un duet, de ce am făcut acest duet? Pentru că vrem să vă invităm cu toți la spectacolul de duminică, de pe 27 noiembrie, de la Teatrul de Operetă Ion Dacian din București, acolo unde sărbătorim 10 ani de activitate, 10 ani de 10 de Splenet, pentru că așa ne place nouă să sărbătorim în pași de dans, mai ales că am ajuns la o vârstă frumoasă 10 ani. Da, și avem foarte multe momente de balet, de dans contemporan, de gimnastică, nu știu, toate stilurile de dans și invitați speciali. Sunt copiii noștri care au crescut și au ajuns acum să fie angajați la teatre din România și din străinătate. Suntem foarte onorați că am ajuns atât de departe în performanță. Iar săptămâna cealaltă, pe 1 și pe 2 decembrie, pentru că sărbătorim românește, facem un concurs Young Artist Grand Prix la sala Rapsodia din București, acolo unde aștept pe toți talentații, toți dansatorii care vor să se bucure de un moment foarte frumos pe scenă. Îi aștept la concurs. Foarte frumos, felicitări, Oana, doamnelor și domnilor, a ieșit ceva în bucătărie, ceva fantastic. Mâncați? Vreți să mâncați ceva bun? Unii zic că da, alții zic că nu. Doamnelor și domnilor, Claudia și Armin au făcut, se numește chec sau whatever? Eu sunt curioasă ce zic. Ok. Da, hai să vedem. Mi-a sabotat de aici cineva din spate, mi-a dat cuptorul pe 250 de grade și trebuia doar pe 180. Sperăm. Hai să vedem, doamnelor și domnilor. Nu știu, o să vedem imediat. Sau ne ardem noi acum. Da, hai să vedem. Așadar, Claudia și Armin, cu multă dragoste, au terminat ce au gătit ei. Puteți să gustați. Eu sunt tare curioasă. Ia, da, puteți să lasă. Da, puteți să lasă. Adică eu aș mânca mai mult. Nu, dar miroase bine altfel. Da? L-am verificat, eu am văzut că este copt. Adică mi-am învățat că se bag scobitoare așa. Am înțeles. Și dacă nu e nimic pe ea, înseamnă că e copt. Am înțeles. Acum, că dacă nu e nimic pe ea, înseamnă că nu e nimic. Da, așa. Asta înseamnă că este copt și că e bun. Acum, vă rugăm să o votați pe Claudia și pe Armin la Exclusiv Chef, la Exclusiv pe pagina noastră de Facebook, Exclusiv cu Cristi Branc. Hai, poftim. Eu nu pot să mă abțin că toată viața mea am fost la cură de slăbire și am trebuit să mănânc. Așa. Deci e ca primul chec. Hai că arată bine. Ia să vedem. Ia, doamnelor și domnilor. Ia. Mai merge niște zahăr. Smurdu. Da. Bun. Hai, acum în serios. Niște zahăr, nu? Niște zahăr. Zahăr pudră parcă mergea. O secundă. Avem zahăr. Mie îmi place că nu e cu foarte mult zahăr, deci nu îngrașă atât de mult. Bravo, copii. E mai pe light, e mai pe bio, e foarte bine. Hai să filmăm aici. Uite, uite cum e, cum aburind așa. Uite cum se vede. Doamnelor și domnilor. Hai, spuneți voi. Hai bă, că e bine. Hai că te-ai descurcat foarte frumos. Am descurcat, cu să mă descurc. Deci cum, ai făcut ceva, ai învățat de la mama ceva așa spectaculos pentru checul ăsta sau... Am învățat de la sora mea, care chiar acum ne urmărește. Sora mea mai mare. Așa. Ea m-a învățat să fac acest chec și multe alte treburi casnice. Că e mai greu acum, fetele știu care... Vorbesc cu ura plină. Spune. Acum când vrea să mă împace Claudia, îmi face chec. Ah, deci este checul de împăcare. Alții fac altceva de împăcare, voi faceți chec. Păi după chec vine și treaba aia la... Am înțeles. E din seria... Când vrei să mâncăm? Chec înainte sau după? Și răspunsul e simplu. Cum vrei tu și după aia mâncăm. Da, foarte frumos, da. Hai că ești bun. Am avut un pic emoții, trebuie să recunosc. La început
N-am mai știut. Când erați voi mai mici, ce s-a întâmplat? Nu, n-am pus făina. Am uitat să... E foarte bun, nu se simte absolut deloc. Și după aceea am reluat. Am reluat rețeta. Important e că este copt, este mâncabil și... Și o să mănânce toată lumea. Copii, voi nu mâncați. Voi cu ce vă hrăniți? Cu dragoste. Bună, e prăjitură. Primul copil care nu se repede la ceva dulce care este în studio. N-am mai... Cum faceți? Să vedem ce spun copiii. Dacă noi facem copii, să vedem. Îi putem să-i creștem. Să vedem, să ne dați o notă dacă am făcut... Hai, veniți, veniți. Hai, Teodora. Hai să vedem dacă vă place. Ce faceți, doamnă, să nu mănâncă copiii? Că vorbim cu mama aici. Nu mănâncă? Da, trebuie să vă aibă un regim alimentar. Vedeți că arde un pic. Uite, alegeți voi o feliuță mai mică. Nu e grav, o să fie bine. Uite, a luat o bucățică mai micuță. Să-mi spuneți dacă vă place. Ai văzut? Cum e? Ce să zică? Mai gătești acasă sau ceva? Câteodată. Deci se poate, da? Timp. Deci pregătită ești? Pregătită. Chiec știi să faci? Eu zic că dacă am zis în emisiunea asta, am zis, luăm emisiunea, o ducem dovadă și când l-am vedea pe la micu, venim la proba, la dovadă. Uite, domne, cum am zis, așa s-a întâmplat. Să știi că am avut mână bună în viața mea. Doamne ajută! Doamnelor și domnilor, dacă vreți balet, știți ce trebuie să faceți, dacă vreți muzică, știți ce trebuie să faceți. Sau mâncare bună? Mâncare nu. Acum am făcut doar așa, ca a trebuit, dar mai tot mereu pe drumuri, oamenii care ne urmăresc știu că noi nu prea stăm pe acasă și nu avem timp să gătim și mâncăm. Noi suntem abonați la firma aia de curierat. Da. Doamnelor și domnilor, cu banet, cu bune maniere, ne vedem și mâine, cu siguranță, cu alte surprize, în emisiunea noastră, pentru că avem subiecte foarte, foarte tari. Urmează o lună decembrie plină. Sărbătorim din prima până în ultima zi. O să vedeți exact despre ce este vorba. Gata? Mai mâncați? Ați mai mâncați după ce ați mâncat treaba asta? Da, e cam târziu la ora asta. Hai, poftă bună. Ne vedem mâine. Hai.